În absența lui Tenebre vin cu un... La mulți ani, dragi prieteni, bine ne-am reîntâlnit în noul an și continuăm periplul nostru prin aspectele pe care tindem să le evităm deseori în discuțiile între noi și care mai rar apar inclusiv în presă, dar care, din păcate, încep să se adeverească nu pentru că am fi noi cobe, ci pentru că realitatea nu urmărește neapărat să ne îndeplinească dorințele, nu produce efectele pe care le-am prefera și dacă nu te păzești de eventuale derapaje, nu ți-ai, știu și eu, lanțuri la roți, s-ar putea întâmpla să ajungi într-un șanț și, din păcate, spre, nu știu ce să spun, mâhnirea noastră, lucrurile tind să fie din ce în ce mai întunecate. Așa că încercăm din nou să le dezușim cât de cât, să vedem cam încotro se îndreaptă lumea, cum am putea să ne pregătim, măcar să aterizăm cât mai ușor în noile condiții. Din nou împreună cu noi, domnul profesor Alexandru Iacob de la Liceul Petru Iareș. Bună ziua, domn profesor, și la mulți ani! La mulți ani, bine v-am regăsit în noul an pe care îl doresc mai bun decât îl arată premizele. Războaie peste tot, începutul de recesiune. Să vedem ce ne așteaptă. Chiar citeam azi o știre, un titlu de știre, cum că în China, într-un laborator, s-ar fi realizat o versiune de coronavirus care are letalitate de 100%, așa spune știrea, n-am verificat, asupra unor șoareci modificați genetic să semene mult cu genomul uman, șoareci umanizați. Deci mă întrebam, presupunem că e reală știrea, că nu e o farsă lansată de cineva, un deep fake, că de acum ne așteptăm și la genul ăsta de știri false care să pregătească terenul. Avem un an cu multe alegeri la nivel global. E o știre că ar fi virus care cu letalitate 100% aproape sunt atâția. Exemplu cei arabii care circulă este în aer, în natură. Și asta e adevărat. Deci nu e nici măcar ceva deosebit. Totuși că... i-a apărut ca știre, ăsta e făcut în laborator, aici e o diferență mare. Dacă e real, e doar o încercare, un experiment științific, cum se mai fac, da, periculos să joacă cu focul, sau poate vrea să fie un semnal de la unii către alții, vedeți că avem din ăștia și dacă se îngroașe gluma... Impresia mea e că mai degrabă presa joacă în continuare rolul ei toxic, din păcate, de a transmite, de a amplifica fantasme. Pentru că un virus cu letalitate 100%, de fapt, nu este periculos, pentru că se analizează foarte repede că acolo e ceva și se au măsuri dure. Nu mai să nimeni să spune că, domnule, libertate, se face carantină ca la carte. Nu te mai joci. Da. Deci acela e relativ ușor de izolat. Virusii periculoși sunt cei care dormitează în multă lume, se plimbă, lungă. Exact, se răspândesc și afectează doar o parte din, adică un adevărat virus periculos ar fi eventual unul care ar aștepta o perioadă până să devină, adică să devină mai agresiv în timp, în loc să devină mai benign. Pentru că tradiția, evoluția naturală este către a deveni benign din cauza că își maximizează acest fel, își maximizează potențialul de supraviețuire. De propagare. Exact. Dacă își ucide victima, virusul respectiv își limitează fatalmente rezervorul. La o nouă victimă. Inclusiv pentru situații în care victima nu răspunde activ, cum ar fi în cazul oamenilor. Și să zicem, în literatura VSF cel puțin, există o mulțime de cărți care tratează aspectul în care cineva concepe un virus artificial cu un anumit efect. De exemplu, o carte celebră e Moartea albă, dacă nu mă înșel, în care un genetician dezamăgit de societate creează un virus care ucidea selectiv doar bărbații.
Și mă rog, o mulțime de aventuri la chestiuni de genul ăsta, deci care era așezat încât să poată să se răspândească într-o parte din omenire și să fie greu de blocat, pentru că nu ucidea toate victimele, ucidea doar anumite victime, dar atât suficiente încât să distrugă civilizația, pentru că nu e pe reproduce. Reproducerea se încheie. Da, merge explicația asta la răspândire pe cale naturală. Dacă cineva ar vrea să folosească un astfel de virus ca armă biologică și să-l răspândească, de exemplu, sincronizat, el își termină rapid rezervorul de victime și nu se mai propagă. Dar poate face niște daune punctuale în niște mari orașe, de exemplu, ale inamicului, în metropole, în care lansezi niște astfel de arme, nu știu, cu ajutorul unor aerosoli și așa mai departe, cum s-ar putea. Scenariul din 12 mai muțe. Nu știu, cartea sau film. Este un film, cu Bruce Willis, foarte bun. Și faci chestia asta în două, trei orașe și eventual îți anunți adversarul că ai o nouă tulpină de virus și poți să faci treaba aia sau creezi panică, în fine. Putem divaga mult pe subiectul ăsta. Da, dar problema mare a unui asemenea atac este că e foarte greu să te protejezi tu de el, de ceva care se propagă. Păi dacă e un virus cu letalitate mare, își va termina repede propagarea. Nu mai ajunge la mine. Nu se mai întoarce la mine. Da, chinezii îl dau în America. Inamicul poate să-l izoleze și să are șansa unei a doua lovituri, să spunem, chiar folosind aceeași armă. Da, sau aproape sigur nici inamicul nu doarme în papuci. Sau așa, bine, în povești, în literatura conspiraționistă, e făcut că ei au antidotul. După ce și-au rezolvat și atacurile, s-au făcut chestiune. Cu James Bond. Exact, exact. Băieții răi au antidotul, se injectează, da, și răspândesc. Da, în practică e ceva mai greuț, pentru că, mai ales în domeniul biologic, mai apare problema că ce lansezi nu e neapărat ce rămâne, pentru că orice organism suferă mutații, mai ales și protecțiile s-ar putea întâmpla să se întoarcă împotrivă. Iarăși e scenariul din Jurassic Park, în care ei se asigurau, planul era să se asigure că dinozaurii nu se înmulțesc, creând doar femele. Dar cumva natura a găsit o formulă prin care și femeile au devenit masculi. Asexuată sau nu, cum se cheamă, ca la unele specii de șerpi, cred că și viperele se pot reproduce, da, fără, da, și prezența masculului. Da. Și este acolo un motto foarte bun, natura găsește totdeauna o cale. Ceea ce poate fi văzut și folosesc. Era viața găsește întotdeauna. Da, viața. Viața va găsi întotdeauna o cale. Ceea ce poate fi optimist, pentru că, pe de altă parte, o altă sperietură lansată agresiv de presă în ziua de astăzi, de ceva vreme chiar, e că vine încălzirea globală și ne ucide pe toți, va dispare planeta, va dispare viața, va dispare civilizația. Ceea ce este, iarăși, realmente o prostie. Dar o prostie foarte populară și transmisă de presă quality, în jurnale, în televiziuni de bună calitate, dacă nu mă înșel, chiar la nivelul secretarului general ONU, cred că a spus că dacă nu facem acum repede ceva, o să fiarbă oceanele. Ceea ce nu poți să-i spui altfel decât curată dezinformare. Deci chiar la nivele de organisme oficiale, unde ar trebui să fie menținută un echilibru, dar menține în, să zicem, în limitele rezonabilului discursul, se sare mult peste cal, se transmit niște mesaje exagerate. Exagerate, dar cu efecte. Pentru că ele demobilizează. În momentul în care cineva îți spune va dispare lumea și pe de altă parte se observă, n-ai ce faci, atunci în loc să facem ceva, probabil că sensul inițial e hai să facem ceva. Deși din păcate nu par capabili, deci la nivelul conducerii superioare a lumii nu prea se vede încă multă capacitate de a înțelege cam ce anume este posibil măcar de făcut. Apropo de conducerii superioare, avem acum forumul economic de la Davos, pe care unii îl consideră un fel de întâlnire a unui soi de guvern mondial. Acolo s-au întâlnit toate VIP-urile din politică, din business, din tehnologie, șef de state, mari conducători de companii și așa mai departe, și dezbat probleme. Am văzut că e foarte dezbătută chestiunea inteligenței artificiale.
care este doar una din multele probleme posibile pe undeva, pentru că... Din problemele mari nu sunt așa multe. E una din puținele probleme mari cu care ne putem confrunta repejor. Fierberea oceanelor, în teorie, e o prostie. Asta e clar o prostie. Deci nu are treabă cu știință. Pe termen mediu. Pe niciun termen. Adică pe niciun termen, practic. Adică ar fi o chestiune atât de contrară... Într-un viitor, în niște zeci de mii de ani. Milioane, sute de milioane spre miliarde, într-adevăr, crește temperatura soarelui. Deci soarele în timp își crește diametrul și crește temperatura. Ceva de genul 4 miliarde de ani, chiar va înghiți pământul, probabil. Uitați ce se întâmplă cu Venus. Bine, e mai aproape de soare. Da, dar nu suntem în situația planetei Venus, care avea altfel de resurse, rezervele de carbon care au putut fi eliberate în atmosferă. Noi am trecut, deci pământul a trecut prin faze ultra calde și el de fapt are două mari zone stabile. O zonă epocile glaciare și interglaciare. Noi acum suntem într-o zonă, într-o perioadă glaciară. Interglaciară. Nu, suntem într-o perioadă glaciară. Suntem în ceea ce se numește glaciațiunea quaternară. Ce definește o perioadă glaciară? Este definită de faptul că există ghețari permanenți la poli. Eu nu știu definiția asta, eu predau geografie. Și quaternarul are 4-5... A avut până acum 4 sau 5 glaciațiuni majore, ultima încheiată în urmă cu 10-11 mii de ani, să zicem, retragerea calotei de pe aproape toată Europa. Și suntem într-un interglaciar, într-o încălzire epocile glaciare au perioade glaciațiuni în care ghețurile se duc mult în sud. Aia e epoca glaciară, glaciațiune sau era glaciară e același lucru. Și interglaciarul este între o era glaciară și următoarea era glaciară. Așa se învață, așa se predau conceptele astea. Da, din păcate lucrurile nu stau chiar așa. Se deschid, poate n-ar fi bine să deschid chiar Wikipedia. Dar putem vedea aici că suntem în glaciațiunea quaternară care are glaciație și interglaciație. Păi uite, mai sus scrie. Nu, erau înșirate glaciațiunile. Pământul se află în prezent în epoca glaciară numită glaciație quaternară. Și mai jos se contrazice. Nu se contrazice. Mai jos. Dacă dați mai jos, se contrazice. Pentru că începe epoca să numească... glaciară implică prezența unui tip de gheață în emisfera nordică și sudică. Da, dați mai jos. Deci există. Glaciațiune quaternară. Mai jos. Și începe să numească. A început acum 2,6 glaciația Menap, Ghiunț, în zona Alpilor, 400-300 de mii de ani. Quaternarul are 2 milioane de ani. Epocile glaciare nu sunt uniforme. Nu există o vreme stabilă. A existat o perioadă, se numea Snowball Earth, pământul bulgăre de zăpadă, în care pământul a fost complet acoperit de ghețuri. S-a ieșit cumva de acolo datorită creșterii radiației, pentru că când ești acoperit de gheață ai un albedo mare și reflexi multă radiație și atunci e foarte greu să te încălzești. Asta face Venus atât de fierbinte pe undeva, contraintuitiv. Vaporii, moleculele de acid sulfuric din atmosferă sunt foarte bune reflectorizante. Are un albedo foarte mare, reflectă foarte mult din temperatura, din căldura care vine de la soare, dar totuși este foarte fierbinte chiar în condițiile astea. Are efect de seră. Datorită un efect de seră foarte agresiv, datorită cantități foarte mari de dioxid de carbon din atmosferă. Apropo, nu dioxidul de carbon e gazul cu cel mai mare efect de seră. Vaporii de apă au efect și mai mare. Raportat la volum. Da, ei contribuie cel mai mult, dar ei sunt un factor dependent. În cauza că vaporii de apă nu rămân în atmosferă în orice condiție. Au nevoie de niște condiții ca să rămână acolo, mai exact de la temperatură. Dacă temperatura scade, vaporii de apă se condensează și cad sub formă de ploaie, se duc în mări, oceane. Deci ei păstrarea lor în atmosferă pentru a crea efectul de seră depinde la rândul ei de menținerea acelui efect de seră, care are și depinde de o mulțime de alte elemente, printre care prezența dioxidului de carbon, care persistă foarte mult timp în atmosferă, chiar având circuitul dioxidului de carbon, care este absorbit prin roci, prin copaci, prin tot ce avem. Acest ciclu este foarte lung, de ordinul sutelor de ani.
și ei reglează pe undeva, joacă pe undeva jocul unei pedale de accelerație la mașină. Nu pedala de accelerație împinge mașina, ci motorul. Dar motorul este controlat de pedala de accelerație. Cam în felul ăsta funcționează pe undeva și pentru efectul de efect de seră controlat, împins, biciuit de dioxidul de carbon, chiar dacă este în cantități extraordinar de mici, adică uităm la ordinul... Sub un procent, 0,03%. 400 de părți pe milion, ceva de genul ăsta. Deci este... Bine, sunt și altele care intervin și gazul metan. În principiu, orice moleculă asimetrică, pentru că ele absorb energie în infraroșu, energia emisă de planetă. Și ori radiază. Practic, asta e maniera. Efectul de seră este o denumire cam nefericită, că nu așa funcționează, de fapt, serele. Cred că e nefericită traducerea în română, pentru că el în engleză se cheamă greenhouse effect. Da, dar greenhouse înseamnă seră, nu, deci traducere directă. Înseamnă solar. Greenhouse înseamnă seră la ei. Sera este hot house, pentru că are surse de încălzire. Greenhouse se bazează, da, nu știu, cred. Se bazează pe învelitoarea solarului, care păstrează căldura, o parte din căldura reflectată de plante de sol și o reflect și o ține acolo în capcană. Și hot house e sera, are și sticlă, are și caloriferii, da, sau altă sursă. Până la urmă chiar nu contează cum să ajungi la un termen. Adică un termen, multă lume atacă fenomene legându-se de denumire, că denumirea aceea nu ar fi, știu și eu, descriptivă. Chiar nu contează, câte vreme se înțelege de ce este vorba. Dar este descriptivă, pentru că gazele astea care țin captivă o parte din radiația infraroșie joacă rolul pe care îl are sticla la seră sau policarbonatul sau folia de plastic translucidă la solar, la seră, la orice stăți. Și la seră și la solar, sticla aia joacă rolul de a păstra captivă căldură, că e produs da, intern. Folosind fenomene complet diferite. Da, dar seara folosește ce folosește. Solarul nu are în schimb surse proprii. Cum pământul nu are căldură proprie. Are și pământul. Are, dar e mult... Bilanțul, are izolație pe deasupra. Bilanțul este negativ față de ce primim de la soare. Da. Dar nu asta e metoda pe care funcționează serele, pentru că efectul de seră funcționează prin încălzirea, deci pătura, cum ar veni, se încălzește prin energia radiată de pământ și reradiază energia respectivă înapoi spre pământ, încălzind până la urmă pământul. Lucrează chiar cu o pătură. Deci ar fi mai bine un efect de pătură. Când punem pătura pe noi, ne încălzim în parte și prin faptul că noi nu mai radiem atât de eficient căldură spre exterior. Pătura se încălzește la rândul ei, da, și ne încălzește și pe noi. Pătura fiind opacă, oprește și radiația exterioară. Mă rog, nu contează neapărat, da, cum este în domeniul vizibil. Intrăm în detalii. Da, sunt detalii tehnice, exact. Da. Și contează mai puțin. Cert este că efectul există, lucrează, el transmite creșterea cantității de carbon, duce la o încălzire și invers, o încălzire duce la creșterea cantității de carbon. Pentru că o încălzire care mai duce la ceva, la creșterea evaporării oceanelor. Și vaporii, exact, de apă sunt și un exact, crește cantitatea de apă în atmosferă și deci sunt niște fenomene care accelerează, care contribuie la încălzirea globală. Și un alt fenomen este creșterea cantității de metan, care crește foarte mult. Dezghețarea pergelisolurilor în Siberia, permafrostului. Partea de dezghețarea clatraților, pușca cu clatraț, cum s-ar spune, este, știu și eu, e o ipoteză, să sperăm că nu e adevărată, să nu se va produce chiar așa, pentru că sugerează că ar putea apare o creștere foarte bruscă a cantității de metan. Care ar putea să ducă la fierberea oceanului. Nu. Nu sunt șanse să ducă la fierberea oceanului, pentru că nu se adună suficient carbon în atmosferă care să crească suficient de mult temperatura. Se trece în alt regim, și anume regimul acela între epocele glaciare. Deci, există Pământul are, din cât avem noi cunoștințe din istoria geologică, istoria geologică. Da, din o mulțime de alte elemente putem vedea o istorie destul de variată a climei Pământului și au existat astfel de perioade, cum s-a întâmplat, s-a încheiat cu 2,6 milioane de ani în urmă, în care nu mai existau calote glaciare. Nivelul apelor oceanice era sensibil mai ridicat și nu a fiert nimic, n-au dispărut nici fauna. Da, dar eu totuși nu i-acuz atât de tare pe
politicieni și propagandiștii, să le spunem, dar nu neapărat cu conotație peorativă, a încălzirii globale, că folosesc termeni atât de plastici, de exagerați. Poate că scuza lor este că vor să tragă un semnal de alarmă. Da, bun, nu o să murim. Din 8 miliarde o să moară strict din încălzirea globală niște zeci de mii, sute de mii imigranții climatici. Da, sunt insule în Pacific. Da, da, atolii, sigur. Aia, sigur vor veni mari costuri. Deci bun. La o schimbare radicală de clima, deșertificări și așa mai departe. Da, 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 da. Și atunci îi spun, cum îi facem pe oameni, pe toți ăștia care o duc prea bine în Occident, inclusiv noi în România, au mâncare, stau binișor, să perceapă magnitudinea riscului. Exagerându-l, da? Țipăm mai tare decât... Sigur că există riscul să ajungi ca în lupul... Exact, petrică și lupul. Petrică și lupul, să strigi și să nu se întâmple și lumea să relaxează. Este fenomenul care se întâmplă, pentru că cei care exagerează și care nu sunt de fapt oamenii de știință. Oamenii de știință au grijă să își calibreze predicțiile, ba chiar deseori încearcă să fie mai degrabă conservatori, în sensul că să nu fie acuzați neapărat de că sunt fac teribilisme. Mesajele însă sunt preluate și amplificate de parte din presă, parte din lumea politică, pentru că asta este vizibil. Când urli că vine dezastrul, lumea se uită la tine, atrage în felul ăsta voturi, vizi abonamente, faci ceva. Pe de altă parte, fiți aceleași exagerări, dau apă la moară opozanților care apar fatalmente și care au de ce să se lege. Deci vin și spun, domnule, uite, ăsta spunea că asta e minciună. Dacă a spus o minciună, înseamnă că totul e minciună. Asta, cam ăsta e circuitul argumentativ. Și nu e totul minciună. Deci niște lucruri vor veni într-adevăr cu niște ecoze. Când se schimbă, când se răsoarnă clima, multe lucruri nu vor mai putea fi susținute. Da, au dat și efecte pozitive și care nu mai par a fi reversibile. De exemplu, avântul pe care l-au luat transporturile electrice și în special automobilele electrice, cu toate problemele pe care le aduc, cu toate tarele pe care le au, reciclarea acumulatorilor, extragerea litiului și altor și a unor pământuri rare pentru catalizatori sau catozi, anozi, mă rog, pentru construirea acumulatorilor și a motoarelor, magneții, aia, performanți, e un lucru bun, adică... E bun din ce punct de vedere? Din punctul meu de vedere, ca cetățean al unui oraș, prefer să-mi treacă pe sub nas autobuze electrice, chiar dacă sunt aceste probleme și altele în spate, decât să-mi treacă un autobuz diesel la care, dacă traversez strada după el, trebuie să-mi țin respirația. Da? Zgomotul. Astea două, dacă le pun... poluarea strict locală pe trotuar, pe sub nasul meu, prefer autobuze electrice, trotinete electrice, mașini electrice. Dar transportul electric nu e nicio noutate. Noi am avut în oraș transport electric. E o noutate, scara la care Tocmai s-au dat jos firele. E o noutate, deci, scara la care se întâmplă la nivel global. Da, Tesla. Da, Tesla nu face autobuze. Nu, dar face automobile, care spun mai multe și care poluau mai mult. Oare? Pentru că aici e discuție întreagă în ce măsură automobile electrice chiar ajută semnificativ la reducerea emisiilor de carbon. Încă o dată, am fost foarte clar. Când trece pe lângă mine, nu scoate, eu nu simt miros. Simțiți miros de la... La orice mașină modernă nu se simte miros și aproape mi s-au de zgomot. La mașinile, motoarele curente sunt extraordinar de curate și fiindcă veni vorba... Extraordinar de curate, dacă stau cu ea pe loc și am port bagajul deschis și rulează motorul meu pe benzină... Mașinile noi toate au start-stop, își închide motorul când stă pe loc. Vreau să o țin pornită pentru că mă încălzesc, îmi dă căldură în scaun în iarnă. Dacă ai șofer dobitoc, asta e situația. Acela simt mirosul, se simte. Nu ca la mașinile vechi, dar e mai mult decât zero față de electrice la care nu simt. E aproape nesemnificativ, plus că mai există o serie de emisii, în afară de emisiile motorului. Când străzile prinde prin centrul orașului și sute de mașini blocate la semafor, nu le putem schimba pe toate mașinile noi și dacă e să le schimbăm... Și dacă le schimbăm pe electrice, că tot le avem. Ne putem permite?
Ușor, ușor, da. Se pare că da. Văd că da. S-ar putea să nu, pentru că... Văd că tot mai multe lume își cumpără mașini electrice. Da, dar de la multă lume până la... Chinezii ne invadează cu mașini electrice. Și aici am o problemă pe undeva legat de faptul că ne moare economia, adică până acum mergeam și niște mașini pe aici, acum importăm. Asta da. E sustenabilă poziția asta până dar la urmă? Dar mă pun iarăși în poziția de consumator. De ce să mor eu de dragul producătorului european? Nu, dar european, nu trebuie de producător. Întrebarea este când ce trebuie să mor întâi de dragul portofelului meu. Întrebarea este ce îi dai aceluia pentru ce îți face. Deci ei ne dau mașini electrice, noi ce le dăm în schimb? Pentru că nu au obsesie, hai să vă ducem pentru restul lumii. Ei vor ceva în loc. Bani. Bani care reprezintă ce? Pentru că banii sunt o chestiune virtuală, sunt o cifră până la urmă. O cifră într-un calculator, o cifră pe bucată de hârtie. Dacă ar fi doar o bucată de hârtie, ei n-aș scrie pe hârtie zerouri multe și aș avea bani. Asta se și face. Bine, la alt nivel nu scriem. Noi n-avem, nu suntem în situația să cum zicea Harari. Dar există unii care fac chestiuni. Asta cum un succes, cu trilionul. Cum zicea Harari despre bani, că sunt o realitate intersubiectivă. Că sunt realități obiective, subiective și intersubiective. Adică par virtual, dar toți cădem de acord că în anumite forme banii, zerourile alea au valoare. Exact. Adică dacă vă dau o foaie de hârtie... În care reprezintă ceva în spatele lor. Ceva, deci cel care îți virează ceva pentru bani se așteaptă ca de banii care i-ai dat să poată lua altceva de la tine. Și tot a fost cumpărat. Deci în China s-au cumpărat, în Europa s-au cumpărat o mulțime de industrii, altele s-au mutat ele. Întrebarea este ce mai vindem până la urmă, pentru că pentru banii aia nu ne putem aștepta noi să putem tipări bani și cineva să ne livreze mașini electrice pentru banii care tipărim fără să vină să ne ceară ceva de banii respectivi care să fie comensurabil cu valoarea pe care o asumăm. Da, da, asta cred că e și grija furnizorului, a chinezilor, pentru că ei își doresc cel puțin din punct de vedere comercial o Europa bogată, ca să continui să le cumpere mașinile și televizoarele și... Oare? Păi, adică n-are asta ce... interesează? Nu, dar pe interesează cum spuneam, ce anume obțin pentru banii respectivi. Bogată înseamnă ce? Că ceva care se vinde ceva. Noi, Europa, tot a vândut din casă. Ne-am vândut Kika, care făceau robot în Germania. Nu putem vinde vreodată Cuca. Cuca, așa. Nu o să putem vinde vreodată turnul din Pisa. Nu o să putem vinde dacă Monte Carlo. Portul Pireu? Dacă nu mă da, dar e acolo, Portul Pireu. Nu l-au luat bucată cu bucată. Da, nici nu poți să le ia de acolo, dar este... Ce vreau să spun că pot veni să facă turism în Europa, să ne umple... Exact, exact. Păi, exact. Și primesc servicii turistice. Exact. Primesc un... Dar din servicii turistice sunt o activitate cu foarte mică valoare adăugată. Nu poți să întreții un nivel înalt de trai făcând servicii turistice. Ba, aș contrazice. Puteți să uităm la țările din lume, țările care cresc pe turism. Thailanda o duce grozav că ea trece în turism. Thailanda are și alte probleme de organizare internă, de bucătărie internă. Deci, în general, zonele care trăiesc doar din turism, nu prea. Deci turismul merge și eu când ai altceva pe alături care să susțină restul activității, ba chiar în momentul ăsta unii chiar se plâng că prea mult turism și le strică Feng Shui. Barcelona e faimoasă pentru localnicii. Deci nu-și pun problema că nu s-ar desfăca fără turism. Bun, dar... atunci asta înseamnă că totuși Europa cumva reușește să producă bani, pentru că la tablou pe care îl prezentați ca și cum Europa nu mai are nimic. Nu mai are industrie, nu mai are agricultură, nu mai are servicii altele decât turismul. Păi tot, mai avem destul de multe. Dar direcția este să nu mai concurăm foarte bine cu chinezii. Că aici e mica mare problemă legată de... partea industrială. Exact. Deci în condițiile în care ei produc enorm de mult, sunt practic producătorul întregii lumi, ei încă accelerează cu 40% investiții mutați în industrie. Chiar și-au omorât investiția în construcții, care le consideră neproductive. Nu, construcțiile lor nu produc ceva pentru export și generează, mai apasă încă mai tare pedala producției. Asta ce implică? Implică generarea unei deflații, pentru că produsele lor devin din ce în ce mai ieftine și asta scoate de pe piață produsele occidentale.
Pentru că, per total, cam atâta se poate cumpăra. Te mașini poate cumpăra lumea în principiu. Putem și dacă mânca 3 mese mult, pe zi, nu putem mânca 30 de mese pe zi sau la infinit. Nu putem mânca consum. Sau nu avem de unde plăti. Nu putem crește consumul la infinit. Exact. Și aici e îngrijorarea și multă lume, chiar arăta cineva mai devreme bucuros, că iată, în sfârșit, exportul Chinei anul ăsta a scăzut un pic. Nu e în creștere, e mică în scădere față de trecut. Apropo, și popular, 2023, cred că este primul an din istorie, cel puțin din istoria statisticii demografice, când populația celei mai mari țări din lume, ca număr de locuitori, China, a înregistrat un deficit. E în jos. Da, s-a ajuns la vârf. Efectul cu politice cu un singur copil, începe să spună, acum încearcă să convingă chinezii să facă mai mulți copii și nu reușesc, pentru că deja s-au reușit așa. Da, nu vor reuși. Au descoperit confortul unei familii mai restrânse. Și asta îngrijorează pe undeva, îngrijorează și pentru ei, pentru că le limitează multe opțiuni. De exemplu, această politică a singurului copil este surprinzător un protector al păcii, pentru că multă lume se îngrijorează că va apare un conflict militar legat de Taiwan. Este destul de puțin probabil, pentru că un asemenea conflict ar însemna mari pierderi umane. Războaiele moderne care sunt cu drone și cu rachete. Vedem războiul modern cu ce alături. Nu putem spune că nu există pierderi cred umane consistente. Cred că e altceva. Nu știu dacă putem compara Taiwanul cu Ucraina, pentru că e o insulă și nu văd un război pozițional cu tranșee în Taiwan. Adică ori intră chinezii, reușesc să invadeze cu ceresc, ori e respinsă invazia din capul locului și s-a încheiat. Cum înseamnă pierdere? Și într-o situație în altă înseamnă pierdere foarte mare. Da, dar folosind armament modern de ăsta teleghidat, nu cred că ar fi atât de mare. Adică vreți să spuneți că armata chineză nu mai are... Cu ce invadezi? Nu mai are baza de tineret cu care să... Nu, problema e alta. Nu atât că nu au baza de tineret. Problema mare este că nu-și pot permite să-i piardă pentru că ar avea un mare șoc cultural. Pentru că pentru familie chineze să ai urmași este ceva absolut esențial, să continui linia familiei. Mai ales băieți. Da, fetele chiar nu contează. Și având doar unul singur, da. Chiar este un dezechilibru la capitolul ăsta. Mai mulți sunt băieți, pentru că asta e situația. Și ar fi un șoc greu de suportat, chiar în condițiile unui regim autoritar. Aș credeți că ar avea costuri politice pentru... Partidul Comunist. Exact, deci asta limitează foarte mult opțiunile partidului, cât oricât de autoritar ar fi, pentru că el trebuie însă să mențină o stare de satisfacție a populației pentru a rezista acolo. Nu e legat de Partidul Comunist, asta a fost tot timpul la chinezi, la ei puterea, care a fost cam tot timpul centralizată încă de când a fost fondată China, acum, nu știu, 2000 de ani și ceva, era bazată pe ideea mandatului cerului. Precepte confucianiste. Exact. Conducătorul era nu neapărat sânge domnesc sau ceva cu origini divine, dar prin faptul că a ajuns să conducă și merge bine, înseamnă că iese în armonie cu... Are prieteni unde trebuie, sus, acolo sus. Așa. În momentul în care lucrurile nu mai merg bine, acest mandat se pierde. Și... Adică nu mai e în grația cerului divinității altcineva. Exact. Și atunci e foarte riscant pentru poziția politică, indiferent ce ar scrie acolo în Constituție sau ce mai e acolo. Și ajungem la o discuție de anul trecut, de acum ați vechi, nu? De acum un an discuție, când susțineam tot așa în contradictoriu dumneavoastră că China are pârghii, conducerea chineză are pârghii și poate ține în frâu orice fel de derapaje și eu spuneam că nu se știe dacă chiar orice fel de derapaje. Și iată că ajungem în situația în are mult mai multe decât democrațiile și au învățat europene. Niște lucruri care surprinzător au analogii și în zona noastră, pentru că acea chestiune cu mandatul cerului funcționează inclusiv în democrații.
Multă lume acuză democrațiile de deficit democratic, în sensul că deciziile se iau mult dincolo de ce ar fi numit în mod normal dialog democratic, în care publicul discută diverse aspecte și își formează o opinie generală. Asta e specific tuturor democrațiilor reprezentative. Elveția e participativă și nu neapărat, dimpotrivă. Fac deci referendumuri una, două pentru toate fleacurile. Noi nu ne permitem asta. E discutabil dacă e o idee bună, fiindcă veni vorba. Elveția funcționează bine. Dacă ne uităm la Elveția, funcționează foarte bine. Pentru că e un anumit tip de cultură. Am mai discutat în chestiunea asta. Deci ce funcționează depinde de cum cred că vin la pachet. Adică nu știu care e calul, care e căruța. Cultura, națiunea sau faptul că au democrație participativă. Eu cred că se sprijină un apel. E un cerc virtuos acolo, cumva. Aici e greutate. Acum faci un cerc virtuos sau altcumva. Și culmea este într-o țară cu, am discutat recent cu niște foști elevi care sunt studențe în Elveția, chiar acum la început de an au venit pe la noi, pe la liceu. Și mi-au împărtășit niște experiențe personale din Elveția, foarte încântați. Din păcate, spun cu tristețe, au și zis din prima, n-au niciun gând să se întoarcă în România. Asta e, pierdem copii valoroși pentru că... Nu știu dacă neapărat o pierdere, pentru că până la urmă... Da, pe termen lung poate fi și un beneficiu, nu? Reprezintă acolo... Nu vreau că reprezintă. Acolo... Problema e că, să zicem, valoarea umană nu este o chestiune intrinsecă. Ea depinde de modul în care este... exploatată, prelucrată, cuplată cumva la un beneficiu social mai larg. Dacă ei s-ar întoarce în România și n-ar putea să facă mare lucru pentru că se legați de mâini și de picioare... Ar fi o pierdere, până la urmă, pentru omenire, dacă ne uităm și pentru ei, și suficient pentru... deasupra. Pentru ei, da, clar. Nu, eu mă uitam la strict la România, e o pierdere pentru noi, că nu, exact, nu se întorc. Exact, n-am câștigat mare lucru. Da, e adevărat, e adevărat. Trist. Da, adică, pentru că se poartă acum discursul ăsta, facem ceva și atragem tinerii plecați. Și erau tot felul de idei politice, că băgăm Startup Nation și tot felul de... S-au și încercat unele chestii, bine, n-au ținut. Da, da. Dar revin la Elveția, spuneam că e șocant, așa aș spune, că e o țară unde se întâlnesc patru națiuni, acolo bine, trei sunt mai... importante, vorbitorii de germană, Elveția franceză și Elveția italiană, să zicem, mai sunt retoromanii care sunt cât Piatra Neamțu ca populație sau nici atâta. Și funcționează foarte bine ei acolo împreună, federalismul ăsta elvețian. E un federalism extraordinar de participativ. Asta spune, nu prin faptul că... Referendumul a venit după aceea, pentru că ei deja aveau o sisteme de cooperare, inclusiv de când luptau cu austriecii, când și-au cumpărat, când și-au cucerit independența, când Wilhelm Tell. Da. Deci ei deja formau comunități în acele timpuri, în perioade opresive, și au continuat să formeze și în perioade mai relaxate, ceea ce e o chestiune mai grea pe undeva, pentru că în momentul în care nu mai ai dușmani, e greu să ai în jurul cui să te să agregi, să zicem, acea comunitate. Jurul idei de... Și unii spun că asta ar fi una din problemele Uniunii Europene până la urmă. Într-o zonă foarte pașnică a dispărut dușmanul Uniunea Sovietică, care era acolo la granță cu tancuri. A reapărut. Acum putem fi relaxați că avem inamici. Trebuie să începem cumva să ne reorganizăm, să ne întrebarea este dacă prioritizăm dacă suntem capabili. Aici e problema mare, pentru că e posibil să fi pierdut niște semințe. Nervul. Nu mai avem nervul, mai avem ADN-ul pentru ADN în sens cultural, nu genetic. Bine, noi n-am avut niciodată acea parte de pregătire, pentru că am mai discutat, noi românii. Da, noi suntem oarecum învățați să fim cei care, să spunem, ne vedem de treaba noastră, zicem cum zice șeful, dar facem ca noi, cum s-ar spune. Ceea ce, da, poate să fie bine când șeful e un străin, s-ar putea să meargă prea bine când vrem să facem ceva împreună. Cei din vest, lucrurile sunt mai complicate. Multe state vestice s-au clădit tamam prin luptă, s-au eliberat de diverse de vecini și acolo s-au creat niște tradiții de cooperare care au contribuit destul de mult la dezvoltarea de după al doilea război mondial, cele trei decenii glorioase, cum e termenul francez, și care
în mare măsură s-au pierdut datorită faptului că odată nu mai eram noi, nu mai erau europenii cei care se așteptau să lupte cu inamicul, pentru că partea militară a fost externalizată în mare parte către Statele Unite. Nu mai erau europenii, nici cei care trebuia să producă mare lucru, pentru că partea de producție a fost externalizată către China. Nu erau nici cei care trebuiau să mai scoată cărbune sau să facă gaze, pentru că partea de energie a fost externalizată către Europa ieșise cumva la pensie, adică era într-un dolce farniente, relaxat, exact. Are cine ne apăra, are cine ne produce. Termenul elegant, așa, corect politic, era dividend după păci. Da. În sfârșit am ieșit bine, pacea. Suntem la liman, da. Lucrurile merg de la sine, de la sine cumva, spre și surpriza bine. E că, uite, nu merg chiar de la sine. Totuși, avem norocul că au rămas unii care nu s-au culcat pe finlandezii, dar pentru că ei sunt acolo prea aproape de Rusia. Francezii, într-o măsură, au reușit să mai mențină, au avut o tradiție, tot timpul au fost un pic mai gică contra, probabil un pic iritați de dominația anglosaxonă. Da. Și chiar a fost o perioadă în care au ieșit din NATO, dacă nu mă înșel, sub De Gaulle. N-au ieșit din NATO, cred că nu cunosc bine detaliul ăsta, dar dacă nu mă înșel, n-au acceptat decizii luate în Consiliul NATO, adică da, mă rog, erau în NATO în continuare, dar observatori. Rezerve, observatori. Da, cumva, ceva da. De gen. Și-au menținut, deci ei sunt una din puținele mari state centrale europene care au încă o capabilitate militară semnificativă și cu oarecare experiență, pentru că și-au menționat doar care implicare în Africa, bine, cu discuțiile aferente că neocolonialism și alte chestiuni de acest gen, dar iarăși lucrurile sunt foarte complicate, nu s-au dus ei să cucerească, se lucrează cu diverse facțiuni locale care acolo fatalmente există, fiecare cu interese și acum chiar are loc o nouă cursă pentru Africa în care influența europeană este diminuată nu în favoarea unor iluminați lideri locali, ci în favoarea unor lideri din zona asiatică mai degrabă. Și rușii au intrat în grupare, Wagner a reușit să facă niște colaborări bunișoare în favoarea Rusiei cu lorzii diamantelor, aurului prin unele țări. Exact. Și putem vedea aici pe undeva și a doua față, să spunem, a monedei cu producția din China, pentru că ei produc ceva și au nevoie de altceva în loc, inclusiv ca să producă și acela materii ceva prime. Materii prime care se găsesc în Africa, în America de Sud, deci au pe undeva motive să livreze produsele lor acolo, pentru că sunt zone largi care pot să consume. Greu de crezut că pot vinde în Africa automobile electrice câte vând în Europa într-o lună, vând într-un an în Africa. Nu cred că au obsesie să vândă neapărat automobile electrice. Poate pe termen lung, da, Africa se va ridica, inevitabil. E bogată, are populație tânără, creștere. Exact, deci are ce livra. Are mult, va avea în viitor, în prezent mai puțin, materii prime pe care le cumpără relativ ieftin China de acolo. Sau le obținem relativ ieftin. Le obținem relativ ieftin și care se cam duc, deci începe să formeze, nu neapărat un monopol, dar aproape un oligopol asupra multor materiale, inclusiv pentru mașini electrice și alte. Păi ca urmare, vedeți că se mișcă chiar și Europa. Era știre de ieri, alaltă ieri, că Norvegia a decis să înceapă exploatarea subacvatică în ocean a unor noduli polimetalici cu potențial pentru pământuri rare. Bine, au și sărit pseudo-ecologiștii, exact, că e poluare. Și e discuție întreagă aici care ar trebui văzută, dacă nu cumva. Poftim? Ce facem? Toate produc poluare și degradare. Da, asta e problema. Nu avem opțiunea de ceva perfect. Totul vine cu risc, tot vine cu poluare, totul vine cu un cost. Și atunci ce ar trebui făcut? Ar trebui verificate care sunt costurile și eventual echilibrate. Ceea ce nu se face. Optimizat compromisul, da. Iarăși, definiția mea de optim nu corespunde cu a dumneavoastră. Sau cu a... Exact. De unde e nevoia unei dezbateri care să formeze o idee de compromis acceptabil? Din păcate, noțiunea de compromis a ajuns să fie demonizată. A ajuns cineva dispus să facă compromisuri, ceva de rău.
Noi suntem doar perfecți, avem o vorbă noi foarte proastă. Noi nu avem un termen în română care să înlocuiască compromis. Compromis are un sens peorativ în limba română, desigur, uite o persoană compromisă. Da, da, iar principii are un sens foarte pozitiv. Da, engleza are, îmi scapă termenul acum în engleză pentru echilibrul ăsta, cale de mijloc, să-i zicem, între două extreme. Da, nu mi-aduc aminte termenul din limba engleză. Bine, care până la urmă, și aici e o problemă, puterea cuvintelor. Cuvintele au putere în sine și deseori sunt confiscate de o extremă sau de alta și transformate în arme, pentru că nu le apără nimeni. Până la urmă, care e problema să folosim compromis și să-i scoatem termenul peorativ? Da, domnule, compromis e ceva bun. Toți facem tot timpul compromisuri, de fapt. Până la urmă, asta e realitatea. Ne place, ne place și s-ar putea întâmpla să fie mai rău să nu le facem, pentru că circulă foarte, foarte populară într-o anumită perioadă, era ceva spus de Rațiu, dacă nu mă înșel, negociem orice, dar nu negociem principii. O vorbă goală până la urmă, pentru că orice poți să botezi principiu. S-ar putea întâmpla ca ce consideră ceva un principiu? Sau constatăm că un principiu la un moment dat, într-un context istoric, nu mai e valid. Nu mai exact, e sănătos. S-a întâmplat să devină contraproductiv. Se schimbă ele și paradigmele, da, pe principiu. Exact. Deci, iată cum o chestiune, deci, a fost blocată măcar discutarea unui compromis. Da, cred că nu rupem noi din context ce declara Rațiu sau cine a zis la momentul ăla. N-a spus că în contextul acela nu era potrivit. Poate era potrivit acolo. Dar nu a făcut nimeni asterix, să spunem. La principii politice în contextul post-revoluționar, anii 90, dacă e Rațiu, nu știu cine. Da, mă rog, poate avea, nu știu, și nu e obligatoriu. Poate avea, poate nu avea, dar nu a fost loc nici măcar nicio discuție. Pentru că de atunci eram separați. Suntem noi și dușmanii noștri și asta continuă și acum. Suntem noi și alb și negru. Ori în momentul în care ești atât de distant, nu poți nici măcar să discuți. Și chiar o surpriză să constați că unii care se declarau dușmani ajung cumva să coopereze, dar s-ar putea întâmpla să nu fie variante, adică varianta dușmăniei să câștige un al treilea care să facă mai rău pe undeva. Aici e discuția mai veche dintre idealism și pragmatism. Care nici astea nu sunt doar două categorii, că nici idealismul nu e numai de singură varietate. O analogie care mi se pare foarte potrivită ar fi cum facem la fizică proiecția unui vector pe axe. Idealismul sunt axe pe care proiectăm o realitate. Și putem găsi diverse axe care în sine sunt extreme. Deci de a te duce exact pe o anumită axă, din principiu să spunem, că aceea o consider ca fiind ideală, este de fapt definiția fundamentalismului. Nu poți să găsești pragmatic unde ar fi, unde vrei să ajungi și unde vrei să muți greutatea cu scripetele dacă tu spui că, domne, doar în partea aceea trebuie să tragi. Și, din păcate, a ajuns cumva această fixație, să spunem, pe o anumită axă să devină valoare în loc să devină ceva negativ. Fundamentalismul în o mulțime de domenii este văzut drept ideal. Și asta fatalmente ne sparge. Cred că e forma extremă a idealismului. Idealizezi ceva, niște un set de valori pe care le idealizezi, le consideri absolute. Da, mă rog, idealismul și fundamentalismul nu sunt mult diferite pe undeva. Probabil diferă mai mult de domenii. Eu am spus că fundamentalismul e forma extremă a unui idealism. Idealismul grupului respectiv. Sau... Da, idealismul e văzut în varianta pozitivă și fundamentalismul în varianta peorativă, să spunem. Și atunci... Orice lucru dus la extrem devine dăunător. Ok, ok. Bun, și atunci înseamnă că ar trebui, poate, ca să deci facem o leacă ceața, să limităm un pic idealismul, adică să aflim... Limităm idealismul la chestiuni care nu sunt ancorate în aici și acum, în practic, ci doar în aspirații, cum ar fi idealism. Idealul este să, să trăim cât mai bine. Deci și aici o discuție. Ce înseamnă bine? Bine pentru unul, înseamnă rău pentru altul. Deci e foarte greu să scoți un idealism funcțional fără să-l atașezi de ceva care poate deveni toxic odată maximizat. Și atunci idealismul mai rămâne un
își poate justifica sensul pozitiv? Dar cred că nici cei mai idealiști dintre idealiști cred că cei mai idealiști dintre idealiști au momente când sunt pragmatici prin forța împrejurărilor. Nu ai încotro să... Nu poți să-ți propui să fii idealist. De exemplu, refuz mâncarea pentru că produce toxine în organism. O refuz până mori. Nu știu, Hristos a postit 40 de zile. Pot fi găsite alternative. Deci, nu îți faci singur, chiar are succes. Moda construiesc, își fac singur, iau bucăți de pământ și își ședesc singur materiale acolo și ședesc mici culturi. Da, mănâncă. Eu spuneam de cineva la modul idealist, spune, nu mai mănânc, pentru că hrana are și produse, efecte secundare necurate. Încerc să o culesc. Da, nu știu. Tipul ăsta de idealist, chiar nu l-am văzut. Păi nu poate funcționa, de aia nu l-am văzut. Pentru că a murit un pastor acum câteva luni de zile prin Africa, un pastor care a vrut să postească și el 40 de zile precum Hristos. Nu este episodul biblic în Noul Testament când postește Hristos 40 de zile și a murit după 20 ceva de zile, 30 de zile de foame, n-au reușit să salveze. Da, mă rog, în general se rezistă, fără mâncare se poate rezista câteva săptămâni. A fost o formă de, o încercare de idealism ieșuată în mod previzibil. Da, mai mult, acolo sunt mai mult a fundamentalism și sunt de exemplu care încearcă să lucreze, să manipuleze și venimoși, văzând că scriind că Biblia cea neagră credință nu va fi mușcat și mulți au se întâmplă așa. Altfel. Da, da, pentru că aici este undeva termenul cel mai cunoscut al fundamentalismului, al citirii literale a textelor sfinte, care scripturi au alt sens. Deci ele transmit și o aspirații, idei. Nu sunt manuale de fizică, care sunt în cu totul în alt domeniu și apar multe conflicte. Da, dar de aici au și o problemă, pentru că fiind interpretabile, permit interpretări multiple. Și în felul ăsta, apar secte. Nu, eu nu știu să existe secta fizicienilor care nu cred în gravitația newtoniană. N-am întâlnit-o, poate este A fost perioade, când aveau nemții fizica germană și refuzau fizica cuantică, pentru că nu suna... Fizica cuantică e la margine, acolo, la limită, încă sunt probleme să mai discute, inclusiv modelul fundamental. Nu știm dacă s-a luat toate particulele, dar în fine. Nu, dar asta nu înseamnă că nu e bine înfiptă. Adică pi are aceeași valoare. Când am vrea să fie ceva cu valențe ontologice, sigur, ne-ar place, dar natura nu e deloc obligată să ne facă pe plac. Păi, dar și să ne oferi ceva. Toate secretele naturii, fizica a terminat descoperirile. Pi și formula forței, masa ori accelerația, se predă la fel în toate țările Pământului unde se învață fizică, și în țări musulmane, și ortodoxe, și catolice. Ei, se apresă să fie chiar așa. Există în situații, în teologie ceva se numește, dacă nu mă știu prea tare, doctrina Calam, cred că îi spune, se putea să greșesc, noi care spune că tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru că Allah sau Dumnezeu sau, mă rog, Zeitatea Supremă dorește să se întâmple acel lucru atunci, în fiecare moment. Da, eu nu asta discutam. Eu spuneam că fizica, legile fizice și formulele și ce învățăm acolo care sunt unanim acceptate, sunt unanim acceptate. Nu mai există fizicieni care au îndoieli că nu e masa ori accelerația, e masa ori accelerația la puterea 3 pe 4 sau mai e o constantă care... Nu, gata, s-a lămurit, toată lumea merge în direcția respectivă. Se acceptate de cei care practică fizica. Dar adică nu mai e interpretabilă formula aia, nu mai e interpretabilă. Da, da, există, ea funcționează în realitate. Există zone care să susțină că formula aceea e o chestiune, o iluzorie. Este doar ei nu formează secte, ei formează pseudoștiințe, paraștiințe. Exact. Deci este o altă zonă, dar există asemenea zone. Ei nu pot construi avioane cu formulele alea. Din fericire. Sau pot construi, dar nu vor zbura. Sau bine, vor zbura și se vor prăbuși. Din perspectiva lor, ei au acces la lucruri superioare. Nu vor să construiască avioane, pentru că avioane în sine sunt o iluzie și aspirațiile sunt de cu totul altă natură, mult... Oare poartă ochelari când ajung la vârsta la care ochii nu-i mai ajută? Eu despre, probabil că da.
Da. Deci, oricum, ideea că multe lucruri sunt, să spunem, greu de navigat. Și deseori ne împiedicăm singuri fixându-ne pe o direcție, pe una din axe. Cum apare conflictul tipic care este în politică, de exemplu, stânga-dreapta. Cineva care, ca și cum am avea o mașină și spunea... Cred că am mai atins subiectul ăsta, dar eu nu văd, cel puțin în politica românească, nu mai văd separația clară între stânga și dreapta. Adică e un soi de ghiveci aici, vezi dreapta aliată cu stânga, mă rog, dreapta după definiție, acum nici nu mai știu ce etichetă. În practică, că aici e chestiunea, deci în campanie fiecare susține că numai bucata lui e perfectă și indiferent unde ai fi, trebuie să tragi numai dreapta sau numai stânga. În practică nu poți, pentru că nimeni nu are putere absolută și atunci trebuie să ajungă la compromis până la urmă și îi face ceva care e funcțional sau nu, mă rog, poate se obține ceva mai funcțional dacă compromisul și negocierea se întâmplă înainte de alegeri, încât propunerile să fie, să zicem, cu șanse de a funcționa în lumea reală și nu după o formulă idealistă care are puțin tangență cu realitatea, decât când se întâmplă după alegeri, când deja se lucrează la niște chestiuni matematice, deja nu se mai discută pe argumente, se discută pe procente. Câte procente avem nevoie ca să putem face un guvern. Pe majoritate guvernamentală. Exact, și atunci s-a putea întâmpla ca o componentă, un grup idealist, să spunem, sigur, putem să-l botezăm pozitiv, dar puțin acordat la realitate, să impună trasee care nu sunt până la urmă funcționale și pe care ceilalți care au până la mai multă putere sunt obligați să le accepte pentru că au nevoie de voturile respective pentru... Vedem și prin unele alegeri în Europa recent. Coaliții și guvernamentale și mai formate recent, și mai recent și mai de mult și se întâmplă și nu sunt șanse mari să ajungă la șocuri mărișoare în momentul în care politicii obținut așa nu funcționează. Vedem asta în Germania. Acum, când guvernul de semafor este considerat pe departe cel mai desconsiderat guvern care l-a avut vreodată. Pentru că politicile pe care le-au promovat pentru a putea trebuie păca și liberal și ăia și ăia, duc la o situație care... La ceea ce numește lumea compromisul. Da, dar, cum spuneam, în loc să se ajungă la un compromis în urma unor discuții, unor negocieri, unor dezbateri argumentate și în care argumentele slabe nu apărea să câștige, poate să se racordeze, pentru că în momentul în care se dezbat, oamenii de bună credință observă la un moment dat că susțin o poziție nu foarte solidă și în timp se mai racordează, se mai apropie de un punct, central, de o ancoră care e dată de realitate, pentru că până la urmă asta e singura ancoră care o avem. Cum este realitatea? Idealul nostru s-ar putea să fie mult diferit și prin dezbateri vedem ce aspecte ale realității pot observa alții și să ne mai actualizăm percepția noastră asupra realității, un proces care seamănă cu probabilitățile bayesiene, care după fiecare eveniment probabilistic trebuie actualizează credințele în nou context. Nu contează la ce credință pornești, deci pornești la o credință oareșcare, în urma credinței tale, convingerii tale, ai niște probabilități. Din observarea probabilităților reale, evenimentelor care se întâmplă, îți poți actualiza propriile perspective încât să se apropie de realitate. Și prin acest proces iterativ se poate ajunge mai aproape de realitate și deci cu șanse mai bune de a face ceva funcțional. Ori în momentul în care nu are loc o asemenea dezbatere și negocierea este dusă doar la nivel de rezultate electorale care sunt deja date, nu mai
argumentele chiar nu mai contează. Trebuie să îți faci acolo cifra aceea, să ai majoritatea ca să poți să susții, susții în guvern. Cu orice inclusiv preț. Cu prețul inclusiv, de a renunța la exact, proiecte. Inclusiv cu majore. Prețul de a accepta aberații, zicând că au un număr de ani, asta e situația, nu se întâmplă mare lucru, hai că cumva o să iese bine. Mai multă speranță că o să iasă bine. Dar s-ar putea să iese prost, pentru că pe deja... Pe principiu, cu ăștia defilăm. Pe ăștia avem cu ăștia defilăm da, în da, alianță, da, dar, în coaliție. Că undeva lucrurile pot să se întâmple. Și vedem acum protestele care au loc în Germania chiar. Și la noi. Fermier, nu? La fermier da, nu ne știu, referim la seamănă la etichetă, dar nu seamănă deloc la conținut, nu știu cum. Pentru că la Germania există motivații semnificative legate de faptul că majoritatea germanilor nu sunt deloc fericiți de situația economică în care au ajuns. Ei au și foarte mari dezechilibre economice. Sunt câțiva foarte puțini extraordinar de bogați, dar grosul germanilor nu o duc semnificativ mai bine decât grosul grecilor. Nu au motive să fie bucuroși când existența nu tocmai stabilă care o duc ajunge să fie, să fie amenințată. Și efectul că ajunge conducerea cândva oarecum sustenabilă politic să fie desconsiderată. Și este o situație destul de nefericită, pentru că calculul electoral nici nu permite o racordare, adică partidele care sunt acolo deja în arcul guvernamental, deși își pierd rapid audiența, pentru că deja toate partidele care sunt în arcul guvernamental german acum sunt s-au prăbușit realmente în crederea electoratului. Ele nici nu pot să schimbe pozițiile, pentru că riscă să-și dezamăgească nucleul dur, care nu admite să se poată discuta. Exact la fel și la noi. Exact. Același lucru vedem și noi. Da, nu suntem o excepție. Suntem în același joc pe undeva, doar că noi suntem și joc mai mici. Pentru că în spatele jocurilor ăstora sunt niște legi, să spunem, socio-economico-politice, care îi obligă, ne obligă să mergem în... Să funcționăm așa. Nu putem altfel. Nu există. Nu, deodată există altfel, pentru că aici și duce pe undeva riscul ăsta de explozie. Câte vreme îi spui votantului că altă care nu există este obligatoriu așa, votantul tinde să vadă roșu în fața ochilor. Nu, la asta mă referam. Nu există altă cale de a ieși păstrând stabilitatea socială relativă care există. Cu revoluții, da, dai peste cap sistemul complet, înlocuiești complet, da, trebuie revoluții, trebuie violență, trebuie, sau mă rog, vin nu, în urmă. Nu neapărat, există și varianta, depinde până la urmă de cum arată presiunea, există și varianta unor alegeri anticipate, de exemplu. Dacă cedează da, cei... Dar cine vine în loc, fie că vine opoziția, fie că revin... Întrebarea ce vine, pentru că... Și ei merg pe același mecanism. Au electoratul dur pe care trebuie să-l protejeze, pentru că altfel asta nu-i mai interesantă. Votează. Asta e chestia interesantă. Votul de protest nu este electoral dur. Adică electoratul nemulțumit nu mai votează pe cineva care prezintă altă cale credibilă. Votează orice el, altceva. El votează pe cel care are șanse mai mari de a demola ce consideră ca fiind mincinos. Și în momentul în care se ajunge la alegeri efective cu un electorat deja foarte furios, riscă să ajungă foarte multă putere în zone, să spunem, greu predictibile. Da, dar aici zice că România nu se mai încadrează în tipar, pentru că noi nu avem prezență la vot. Câtă vreme electoratul nu este furios, nu. Dar nu e cu adevărat furios. Exact. Asta este marele risc pe undeva. Demonstrații și chestiuni genul ăsta nu sunt riscuri extraordinare câtă vreme nu are loc și o răsturnare masivă la vot, care poate să ne ducă în zone și eu greu de controlat. Și aș zice că poate ar fi mai inteligent dacă s-ar putea găsi resurse din zona, să spunem, mai centrală, care ar trebui prin natura ei să fie mai apropiată de ideea de dezbatere, de căutarea realității și mai puțin legată de partea idealistă,
să se poată căuta ce s-a greșit, ce poate fi corectat, pentru că s-ar putea să meargă mai bine la electorat o recunoaștere. Da, domnule, am făcut niște greșeli, astea sunt, le vom corecta în planul ăsta și mai este de suferit într-un fel, dar suferim cu toții. Pentru că asta e un lucru esențial, să treci pe perioada de grele, este necesar un pact social funcțional. Iarăși nu o să-l putem avea. Nu-l simt, nu cred că... Riscul pentru de a nu-l avea atât de mare. Nu-s credibili cei care ar trebui să ne propună pactul social, cei din frunte. Să ne propună ei să suferim ca să ce? Aceea e chestiunea, că ca să convingi electoratul trebuie să începi să suferi tu pe undeva, să arăți că tu de fapt lupți pentru el într-un fel. Și... Păi de-aia spun, nu văd funcționând la noi în clasa politică românească majoritară, nu vreau să absolutizez afirmația asta, dar nu văd. Aș încheia cercul, am început cu urarea despre acest an care se prefigurează a fi complicat tare și aș încheia cercul spunând că pentru a ne fi mai bine trebuie să ne fie mai rău. Încă nu suntem suficient de furioși ca electorat pentru că nu ne e suficient de rău. Da, este o cale, într-adevăr. S-ar putea să primim niște șuturi. Mă tem că este mai periculoasă pe undeva. Foarte periculoasă. Nu știm la ce duce. Totdeauna se poate mai rău. Nu știm la ce duce. Exact. Și, în general, după explozii avem atâtea exemple. Revoluția franceză, situația cu Republica de Weimar. Adică, dacă stăm să ne uităm la revoluții de succes, le numărăm pe dege. Sunt foarte puțin. Afară de Revoluția Americană, nu știu dacă găsim multe explicații. Revoluția Americană a funcționat într-un context foarte, foarte specific, în care englezii aveau de luptat cu Franța, nu aveau multe resurse disponibile. Nu știu dacă sunt reproductibile condițiile de acolo ca să ne așteptăm. Da, dar măcar am putea să spunem tot rău spre bine. Dacă lucrurile se acutizează la nivel global, poate și valul ăsta urât care ar putea să vină, pare să vină peste omenire și economic și din alte puncte de vedere, mai trezește masa la realitate, se repoziționează. Trezirea trebuie să fie undeva mai la mijloc. Ceva, nu știu ceva dacă bun. Masa, deci când se ajunge la nivel de masă, nu știu dacă mai poate fi controlat. Putem ajunge iarăși la situația cum e la protestul de la noi, în care nu există un nimic definit. Un coordonator acolo. Nu există lideri. Sunt niște lideri autonomiți. Nici în vest nu prea mai avem. Cine a fost liderul vestelor galbene? Deci cumva se întâmplă niște lucruri. Da, dar Franța are o tradiție a revoltei. Franța e născută revolte, să fie revoltată. Dar cândva mai era în fata acolo, un Gavroș, un ceva. Recunosc că nu am urmărit foarte multe evenimentele de la noi din preajma Bucureștiului. Cu bine, noi nici avem o tradiție a agregării. Hai să ne ridicăm pentru că suntem nemulțumiți. De ce facem o listă din care nu mai înțelege nimeni nimic? Sau și o singură cerință, dacă avem, trebuie neapărat. Bine, una serioasă. Bine, lucrurile sunt mai complicate pentru că multe efecte sunt în urma unei strategii de tip fierberea broaștei. Crește temperatura ușor și nu prea se simte. Și la mea simte broască că fierbe apă, dar nu poate să spună foarte clar de ce anume. Și când se adună multă lume, fiecare spune câte ceva și facem o listă ca la brainstorming. Facem o listă de chestii, dar acolo mai trebuie să fie un pas în care luăm fiecare în parte, le analizăm și selectăm de acolo ce pare să funcționeze. Ce contează cu adevărat. Exact. Chestiunea asta necesită o capacitate de organizare care, bine, noi nu avem tradiție. Nu știu cum am pornit protestele de la noi în țară. În Germania le bănuiesc că sunt organizate cumva. În Germania au apărut datorită subvențiilor agricole. Exact. S-a întâmplat ceva. Planul lor, guvernul lor semafor, avea un plan să accelereze încă mai tare partea asta de tranziție către regenerabile, cu niște fonduri care fusese realocate pentru lupta cu pandemia. Ceva de genul 40 miliarde de euro. Dar Curtea Constituțională de la ei a spus că nu poți să schimbi destinația fondurilor. Mulți banii cum vrei, așa. Exact. Și atunci, ca să nu schimbe planurile ambițioase... Și la noi cred că ar fi o formă de deturnare de fonduri. Adică nu
Bănuiesc că legislația noastră nici ea nu permite da, mă rog. Să, din pix să muți bani chiar. Mă rog, legislația, orice este interpretabil, să spunem. Și la noi apare o problemă, zic eu, destul de gravă în sine, că vedem fondurile europene ca ceva din alții. Vin alții, aceeași motiv a istoriei noastre în care alții se ocupă de bani, noi suntem cei care ne vedem de treaba noastră și percepem că, domnule, sunt banii altora, banii europeni, care noi trebuie să-i mătrășim, nu contează dacă facem ceva eficient cu ei. Bine că i-am cheltuit, ne-am făcut noi bine, am luat un salariu. Ceea ce e iarăși periculos, pentru că sunt banii noștri, de fapt, noi suntem europeni până la urmă, nu sunt bani care vin da, de undeva. Da, dar contribuția netă e negativă, nu avem contribuție. Vedeți, contribuim cu un leu da, și primim trei. Da, dar deocamdată. Trei, nu sunt, deci cum să am, nu sunt altora, pentru că aici o mare problemă iarăși care nu are să rezolve din păcate UE și pare din ce în ce mai acută, faptul că statele se văd în competiție în loc să se vadă ca o echipă. Păi nu suntem federație, nu am avut discuția, n-am ajuns la stadiul de integrare europeană să ne iubim ca și cum am fi în aceeași familie. Încă suntem cu istoria noastră de mii de ani, nu îi urăm pe... pe alții, alții ne urăsc pe noi. Da, dar și formăm o casă, nu formăm o casă unită, formăm o casă care americanii vorbă o casă împotriva un bloc de locuințe unde vecinii se da. Ceartă unii cu alții că da. Dai muzica prea tare. Americanii au vorbă o casă care luptă împotriva ei înșele, nu are șanse să reziste. Deocamdată rezistă bine nucleul dur al Uniunii Europene, binomul franco-german. Zic eu că încă a, bine, s-au sincronizat. Ei sunt și mai departe pe undeva de zonele periculoase. Militar, au să reușit, spune, din punctul da, de vedere. Dar iarăși multe lucruri, în momentul în care începe să se derapeze, multe lucruri se strică și acolo, pentru că vedem chestiunea cu protestele care au fost și la francezi și la germani. Deci populația nu este neapărat foarte fericită. Cresc iarăși zone politice da, considerate... Da, dar nu apare conflict între ei, adică un conflict da, între Franța și germani. Da, sunt conflicte acum, în ce privește energia electrică. Dar nu i-aș spune conflict, sunt dezbateri, sunt puncte de vedere opuse. Conflict mă refer la războaiele... A, nu mai e caz, mai ales că germanii oricum nu are armată. Dar nu mai are armata pe care o avea. Chiar era de multă lume acum ceva vreme când președinta Comisiei Europene era ministru apărării în Germania da. Și făceau medic, dacă nu mă înșel. E medic, dacă nu mă înșel, da, ea da, ca da. Profesie. Nu, e bine, un om e bine să se pricepe la multe lucruri. Dar era o glumă atunci când făceau exerciții militare cu consemnătură vopsite în negru, pentru că nu aveam mitraliere sau ceva de genul ăsta. Deci da, lucrurile sunt... S-a făcut multă bășcălie pe tema. Da. Chestia că nu prea mai e de râs. Deci multe lucruri ar trebui luate abordate un pic mai serios și zic că asta putea începe în lipsă de alte idei, cu mai multe dezbateri la nivelul, nu neapărat cel mai de jos, mai la nivelul de mijloc, la nivelul cei care pot căuta argumente, pot căuta elemente care nu se potrivesc în discursul public, să spunem, ar putea să spună mai tare acest lucru pentru a dezvolta da, un tip de dezbatere care după aceea se transmite până la urmă și către politicieni. A spune mai tare în... situația actuală cu atâtea modalități de propagare a mesajelor înseamnă adăuga la vacarmul care oricum este teribil. Da, un prim punct este să limităm vacarmul și nu văd altă idee decât aceea de a începe, de a face zone limitate. Mai exact, discuție față în față. Ar fi bine să încercăm să ne mai decuplăm de partea electronică care vine fatalmente cu un vacarm imens. În momentul în care ne adunăm împreună, cum o fi? Într-un club, într-o discuție, orice ar fi, în momentul respectiv suntem o dată izolați pentru că nu este politicos să te mai uiți la alte chestiuni când discuți cu altcineva și atunci poți să te concentrezi pe un mesaj. Dispare sau este atenuată partea cea agresivă în care vrei să ai dreptate pentru că apare partea atractivă că formăm totuși, suntem împreună, formăm ceva. Vine un val, ne ia pe amândoi, nu putem
să ne gândim doar, o să te ia doar pe tine. Deci apropierea fizică poate juca un rol de contrabalansare a karmului și să ajute încet, încet la clarificarea ideilor. Sigur, merge foarte încet în ziua de astăzi, suntem învățați ca totul se întâmple foarte repede, dar măcar merge într-o direcție. Așa că, dragi prieteni, sperăm să vorbim mai căutăm mult anul direcția. Și să încercăm să găsim un drum, cum o fi așa, prin vacarmă care ne înconjoară. Mulțumim pentru audiență, dacă aveți idei și întrebări, le așteptăm. Mulțumesc, la revedere! Toată lumea!